Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Strig către tine, Dumnezeule, căci tu mă asculți. Pleacă-ți urechea și ascultă cuvintele mele. Păzește-mă, Doamne, ca pe lumina ochilor, adăpostește-mă la umbra aripilor tale. Iubiți credincioși, suntem în cea de-a 29-a duminică din timpul de peste an și de asemenea în duminica în care Biserica celebrează Ziua Mondială a Misiunilor, a 94-a zi. Sfântul Părinte Papa Francisc, folosindu-se de cuvintele profetului Isaia, iată-mă, trimite-mă pe mine, ne amintește nouă tuturor de această misiune pe care o avem, de această chemare de a fi misionari, de a-L mărturisi în lumea de astăzi pe Hristos cel viu. Pentru toate acele momente în care am neglijat această misiune a noastră, acum îi cerem iertare Bunului Dumnezeu ca să participăm cu inimi curate la jertfa de pe Sfântul Altar. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Miluiască-se de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
iei asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care iei asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Dumnezeule atotputernic și veșnic, dă-ne, te rugăm, harul să voim întotdeauna ceea ce voiești Tu și să-i slujim măririi Tale cu inimă neîmpărțită. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Citire din cartea profetului Isaia. Așa vorbește Domnul către unsul său Cirus, pe care l-am luat de mâna dreaptă, pentru ca să înjosesc înaintea lui neamurile, să dezleg coapsele regelor, ca să deschid ușele și porțile să se închidă. De dragul slujitorului meu Iacov și al lui Israel, alesul meu, Te-am chemat pe nume și Ți-am dat un titlu de cinste când Tu nu mă cunoșteai. Eu sunt Domnul și nu mai este altul, în afară de mine nu este Dumnezeu. Eu Te-am încins, deși Tu nu mă cunoșteai, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apus că nu este nimic în afară de mine. Eu sunt Domnul și nu este altul. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Întregul univers pe Dumnezeu le preamărește. Întregul univers despre slava lui vorbește. Cântai Domnului în cântec nou, cântați Domnului toți locuitorii pământului. Vestiți printre neamuri gloria Lui, tuturor popoarelor minunile Sale. Cântați Domnului.
căci Domnul este mare și vrednic de toată lauda, mai de demult decât toți zeii, căci toți zeii poporilor sunt deșertăciune, Domnul însă a făcut cerurile. Familiile popoarelor, dați Domnului glorie și putere. Dați Domnului gloria numelui Său, aduceți ofrande de laudă și intrați în lăcașurile. Prosternați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați în potoabe sfinte. Danățați înaintea Lui toți locuitorii pământului, spuneți printre neamuri, Domnul stăpânește, El va judeca popoarele cu dreptate. Scrisoarea 1 a Sfântului Apostol Paul către Tesaloniceni. Paul, Silvan și Timotei către Biserica Tesalonicenilor, care este în Dumnezeu Tatăl și în Domnul Iisus Hristos. Har vouă și pace! Îi mulțumim mereu lui Dumnezeu pentru voi, aducându-ne aminte fără încetare în rugăciunile noastre, amintindu-ne de lucrarea credinței voastre, de strădania iubirii și de perseverența speranței voastre în Iisus Hristos, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru. Noi cunoaștem, frați iubiți de Dumnezeu, că ați fost aleși, pentru că Evanghelia noastră n-a ajuns la voi numai prin cuvânt, ci și prin putere, prin Duhul Sfânt și prin convingerea deplină. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Luciți ca niște luminători în lume, țineți cu tărie cuvântul vieții. Amen.
să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, fariseii s-au dus să țină sfat ca să-L prindă pe Iisus în vorbă și i-au trimis la El pe discipolii lor împreună cu irodienii ca să-i spună: Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu. Nu ți-i seamă de nimeni, căci nu te uiți la fața omului. Spune-ne așadar ce părere ai. Este permis sau nu a dat tribut cezarului? Dar Iisus, cunoscând răutatea lor, le-a zis: Ipocriților, de ce mă ispitiți? Arătați-mi moneda tributului. Iar ei i-au adus un dinar. El le-a zis: Ale cui sunt imaginea aceasta și inscripția? I-au zis: Ale cezarului. Atunci le-a zis: Dați-i așadar cezarului ceea ce este al cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, cu siguranță ați observat și dumneavoastră că s-a schimbat, ca să spunem așa, registrul la Evanghelie. Fragmentul propus nu ne mai aduce în față tema deosebit de importantă a împărăției lui Dumnezeu, pe care am văzut-o în duminicile precedente, dar ne prezintă acea capcană pe care la un moment dat fariseii i-au pregătit-o Mântuitorului cu intenția de a-L prinde cu o vorbă nepotrivită și a-I găsi motiv de a-L condamna. Însă Mântuitorul a văzut, a ocolit într-un mod admirabil această capcană, punându-i pe cei care i-au întins-o în situația de a fi nevoiți să dea ei un răspuns la o întrebare. Cuvintele folosite de Iisus au rămas celebre: Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. De remarcat felul în care evanghelistul surprinde perfidia celor trimiși de farizei. Cuvintele lingușitoare la adresa lui Iisus, care îi pregătesc întrebarea capcană: Învățătorule, știm că ești sincer și înveți cu adevărat calea lui Dumnezeu, nu ți-i seamă de nimeni, căci nu te uiți la fața omului. O tactică specifică răutății și fățărniciei lor. Nu interesează atât de mult adevărul, cât mai ales faptul de a găsi pricină lui Iisus pentru a-L elimina cu orice preț de pe scena religioasă, unde ei vedeau că pierd tot mai mult teren. Dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Această afirmație a Mântuitorului, iubiți frați, se constituie și pentru noi într-un îndemn serios pentru viața noastră de creștini. Însă trebuie să fim atenți să nu înțelegem greșit lucrurile. Zicând aceasta, Mântuitorul nu vrea să spună că ar fi două planuri distincte, chiar contrastante, pe care se desfășoară viața noastră, cel profan lumesc și cel religios divin. Deși poate că la prima vedere am fi tentați să credem că despre aceasta este vorba. Poate că avem impresia că Mântuitorul
confirmă că am fi cumva în două lumi paralele, în două dimensiuni distincte, care nu se întâlnesc nici de cum, ba chiar se opun. Adevărul este că noi ne raportăm în mod diferit, ce-i drept, la dimensiunea profană și la cea religioasă. Însă amândouă fac parte din existența noastră, din viața noastră, din ființa noastră. Și ambele ne provoacă să ne comportăm corespunzător pentru a nu greși. Lucrurile sunt și mai lesne de înțeles dacă facem apel la un detaliu pe care ni-l oferă textul grecesc al fragmentului evanghelic. Traducerea românească folosește același verb, a da, și atunci când e vorba de întrebarea pusă lui Iisus, dacă este permis sau nu a da tribut, și când este vorba de răspunsul lui Iisus, dați-i cezarului, și așa mai departe. Textul în limba greacă însă folosește un alt verb atunci când se referă la răspunsul lui Iisus, și acesta s-ar traduce cu redați-i cezarului, adică înapoiați-i cezarului, dați-i înapoi, întoarceți-i ceea ce este al său. Așadar nu este doar o chestiune de finețe lingvistică, ci și de un sens diferit pe care îl capătă răspunsul lui Iisus. Pentru că una este a-i da cuiva ceva și alta a-i reda, a-i înapoia, a-i da înapoi ceea ce îi aparține. Prin urmare, îi dai nu ceva ce este al tău, dar îi redai, îi înapoiezi ceva ce este al lui și a ajuns la tine. Așadar, Mântuitorul, prin răspunsul său, prin problema ridicată de această delegație trimisă de farizei, poartă discuția către o dimensiune superioară, un nivel superior. Mântuitorul face referință aici, așadar, la principiul dreptății. Conform acestui principiu, a fi drept, a fi corect, a împărți dreptatea, înseamnă a da fiecăruia ceea ce îi se cuvine, ceea ce îi revine, ceea ce este al său. Iar acest principiu era bine cunoscut de către cei trimiși să-L prindă pe Iisus în vorbă cu această întrebare capcană. Așadar, din punct de vedere al acestui principiu, nu puteau să combată spusele lui Iisus. Pe de altă parte, să ne amintim cum se gândeau adversarii că îl vor putea prinde pe Iisus în vorbă. Ei considerau că răspunsul la întrebarea lor nu putea fi decât da sau nu. Și într-un caz, și în celălalt, Iisus, cred ei, ar fi fost pus într-o încurcătură, deoarece prin răspunsul său s-ar fi declarat dușman față de romani sau dușman față de poporul său. Răspunsul pe care l-ar fi dat l-ar fi situat de partea unora și împotriva altora. La acea vreme, să ne amintim, existau două curente opozante, cei care erau împotriva plății tributului, zeloții, care la un moment dat chiar au stârnit o răscoală, și adepții lor, în mod tacit, farizeii, și cealaltă tabără a celor care erau împotriva plății tributului, în favoarea plății tributului, erau favoriții lui Irod, irodienii. Am văzut însă că Mântuitorul așadar le-a dejucat planul cu înțelepciune, cu tact și multă iubire, îi poartă pe adversarii săi de pe planul corectitudinii politice către planul superior al dreptății divine. Îi determină să-și îndrepte atenția de la ordinea profană, lumească a vieții, la ordinea primordială a acesteia,
cea spirituală, divină. De fapt, iubiți frați, Mântuitorul ne cheamă și pe noi astăzi, prin această Evanghelie, să ne raportăm cât se poate de bine și corect la ambele realități, acordând, desigur, prioritate celei divine, căutând mai întâi un raport corespunzător cu Dumnezeu, străduindu-ne mai întâi să dăm tribut lui Dumnezeu, să-i înapoiem lui Dumnezeu ceea ce se cuvine, ceea ce îi revine. Făcând aceasta mai întâi, de aici va rezulta un raport corespunzător cu tot ceea ce urmează, indiferent de ce sferă ar fi vorba, că e vorba de sfera politică, de cea socială, de cea economică și așa mai departe. Căutând să fii în raport bun cu Dumnezeu, cu siguranță vei ajunge să fii în raport bun cu Cezarul, cu realitățile vieții profane, cu tot ceea ce presupune viața de zi cu zi în aspectele ei variate. Fie că este vorba, cum spuneam, de sfera politică, socială, economică sau alta, un bun creștin va fi întotdeauna un bun cetățean. Un bun creștin va fi întotdeauna un cetățean implicat în viața cetății. Un bun creștin va fi un bun muncitor și așa mai departe. Un creștin care își va îngriji relația sa personală cu Dumnezeu, care își va împlini îndatoririle și obligațiile față de Dumnezeu, își va îngriji și relația cu Cezarul. Își va împlini și îndatoririle și obligațiile pe care le are în sfera profanului. Pe dinarul, pe moneda arătată lui Iisus, erau inscripția și imaginea Cezarului. Așadar, cum spune Iisus, se cuvenea să-i fie dat înapoi ceea ce era al său. Însă Mântuitorul le amintește celor trimiși de farizei și ne amintește și nouă că purtăm în sufletul nostru chipul și asemănarea lui Dumnezeu și așadar suntem datori să-i corespundem întru totul. Deși avem îndatoriri de care, conform principiului de dreptății, suntem chemați să ne achităm față de ordinea profană, nu trebuie să neglijăm faptul că aparținem lui Dumnezeu și suntem chemați să trăim și să ne comportăm ca oameni care îi aparținem lui Dumnezeu. Pentru că, iubiți frați, de aici pleacă totul. Loialitatea noastră față de Dumnezeu este izvorul și garanția loialității noastre față de toate celelalte realități, față de Cezar, înțeles aici ca întreaga sferă profană a vieții. Timpurile care ne sunt date să le trăim ne provoacă și mai mult pe noi, creștinii, să dovedim această grijă față de cele două sfere ale vieții noastre, cea religioasă și cea profană. Suntem chemați să fim buni și exemplari cetățeni, să dăm tributul ascultării și colaborării noastre cu Cezarul, dar în același timp suntem chemați să nu uităm că avem de dat un tribut mai important lui Dumnezeu, să-i dăm prioritate lui în viața noastră, să-l ascultăm și să-i acordăm întâietatea care îi se cuvine. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Iar acum să ne mărturisim credința. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină,
Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om. S-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la ceruri, șade la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și agreit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Fraților prea iubiți, conștienți fiind de dorința lui Dumnezeu ca toți oamenii să ajungă la mântuire, să ne rugăm lui Iisus Hristos, învățătorul adevărului și izvorul harului, pentru misiuni și misionari. Pentru biserică ne rugăm ca Sfântul Părinte Papa Francisc, episcopul nostru Iosif Păuleț, preoții și credincioșii, toți împreună, plini de harul Duhului Sfânt, să dăm mărturie despre credința noastră tuturor, atât celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, dar și celor care s-au îndepărtat de la El. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru liderii lumii, ne rugăm ca aceștia să aibă înțelepciunea de a susține și apăra libertatea religioasă, însoțiți de harul lui Dumnezeu, să sprijine cunoașterea adevărului și trăirea credinței. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru vocații misionare, ne rugăm pentru ca tot mai mulți preoți, persoane consacrate și laici, să se angajeze cu disponibilitate în munca de evangelizare și de ajutorarea acelor săraci, pentru ca astfel toți să înaintăm pe calea mântuirii și a iubirii. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru misionari, ne rugăm pentru ca toți misionarii să fie ocrotiți în munca lor plină de primejdii. În momentele dificile, preoții, persoanele consacrate și laicii misionari, să fie susținuți, mângâiați și încurajați de bucuriile spirituale ale muncii de evangelizare. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru liniștea oamenilor, ne rugăm pentru ca toți oamenii să aibă încredere în Dumnezeu și în planul Său de mântuire. Ne rugăm Domnului ca El, care le știe și vede pe toate, să ne ajute să creștem și să devenim ceea ce El însuși și-a dorit să fim. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru credincioșii și binecufăcătorii diecezei de Iași, ne rugăm ca Sfânta Fecioară Maria, prima misionară, care a rămas alături de noi, să-i însoțească pe credincioșii diecezei noastre, să aibă grijă de toți cei care susțin misiunile, să-i apere și să-i ocrotească în călătoria vieții. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Pentru misionarii și binefăcătorii misiunilor care au trecut la Domnul, ne rugăm ca Dumnezeul milei și al compasiunii să-i strângă în brațele sale iubitoare pe toți cei care, de-a lungul timpului, au știut să susțină viu spiritul misionar atât prin implicarea directă, cât și prin rugăciunea și renunțarea lor. Să ne rugăm! Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule, Tată atotputernic, ascultă rugăciunile smerite ale bisericii tale. Ea este secerișul și via Fiului Tău. Ajută-ne să continuăm să fim plini de credință și zeloși în propovăduirea Evangheliei. Îți cerem toate acestea prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Vă reamintesc, iubiți credincioși, astăzi colecta este pentru misiuni.
am primit pâinea pe care ți-o oferim, rod al pământului și al muncii oamenilor, care va deveni pentru noi pâinea vieții. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dă-ne, te rugăm, Doamne, bucuria să slujim cu suflet liber la Sfântul Altar, pentru ca, purificați de harul Tău, să fim sfințiți de tainele prin care îți slujim, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Creatorul Universului, Stăpânul timpului și al istoriei, Tu l-ai plăsmuit pe om după chipul Tău, i-ai încredințat lucrarea mâinilor Tale și l-ai pus să stăpânească peste toate făpturile. Pentru ca El, cunoscând și admirând tot ceea ce Tu ai săvârșit, să nu înceteze a Te preamări și a-Ți mulțumi prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care cerul și pământul, îngerii și arhanghelii, Te laudă într-un singur glas.
ești cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, și prin lucrarea Duhului Sfânt, însuflețești și sfințești întregul univers și fără încetare aduni poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să îi se aducă numelui Tău jertfă curată. De aceea, Doamne, te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, în noaptea în care era vândut, a luat pâinea și mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Doamne, ovestim și învierea Ta, o mărturisim, Doamne, moartea Ta. Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuire a Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfântă. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii Tale și, recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu Tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu trupul și sângele Fiului Tău harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt să facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu prea fericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește a întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Iosif, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce-i la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească,
unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos, Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Să ne oferim unul altuia un semn de pace printr-o înclinare a capului. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu, trupul lui Hristos.
O, Iisuse, eu te cred aici în față, în preasfântul sacrament al altarului. Te iubesc din toată inima și doresc să vii în sărmanul meu suflet, umilit și plin de căință. Știu că nu sunt vrednic de un asemenea favor, dar mă încred în bunătatea ta. Dragostea ta față de suflete te va aduce și în inima mea, pentru ca să rămân în mine și eu în tine. Maică preasfântă, dă-mi inima ta neprihănită, pentru a-l găzdui pe oaspetele meu divin. Te îmbrățișez, iubitul meu mântuitor, și mă dăruiesc cu totul ție. Dă-mi numai dragostea ta și fă-mă statornic, pentru ca niciodată să nu te părăsesc și să împlinesc întotdeauna voința ta. Amin.
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, dă-ne harul să aflăm noi puteri în împărtășirea cu tainele cerești. Binecuvântează-ne cu bunurile acestei vieți și adâncește în noi cunoașterea bucuriilor veșnice, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Vă mai rețin atenția puțin cu câteva anunțuri. Colecta de astăzi este pentru misiune, așadar ofertele vor fi direcționate prin intermediul operelor misionare pontificale din România către Fondul Solidarității de la Vatican. De aici vor fi susținute activitățile misionare promovate de Sfântul Părinte. Vă mulțumim pentru oferta dumneavoastră. Astăzi, la liturghia de la ora 4, Preasfințitul Iosif Păuleț va da deschiderea oficială a anului universitar. Sunt invitați să ia parte toți studenții din Iași. Tot astăzi, fiind amintit în calendar Sfântul Luca, patronul medicilor, la liturghia de la ora 18 sunt așteptați să participe în mod deosebit cei implicați în îngrijirea bolnavilor și a celor în suferință, medici, asistenți medicali, infirmieri, asistent social și personal auxiliar. Începând de marți, 20 octombrie, se vor relua catehezele pentru tineri la subsolul catedralei. Tema propusă pentru această serie de cateheze se numește Altaration și vrea să-i ajute pe tineri să depășească tentația plictiselii, pătrunzând cât mai mult misterul Sfintei Liturghii. Vă reamintim, au apărut 4 noi volume din colecția Lourdes, în traducerea Părintelui Cristian Sabău de la Oradea. Vi le recomandăm cu drag, fiindcă sunt o sursă bună de lectură spirituală și de rugăciune, mai ales pentru această lună octombrie. Și de asemenea, pentru cei interesați, a apărut numărul pentru lunile noiembrie-decembrie al revistei De la răsărit până la apus. Și vă propun acum să ne rugăm împreună această rugăciune propusă pentru Ziua Mondială a Misiunilor, cu care îl rugăm pe Domnul să ne ajute să ne împlinim misiunea pe care o avem. Doamne Dumnezeule milostiv, a fi misionar înseamnă a avea o privire evanghelică asupra vieții, a simți dorința de a-L face cunoscut pe Hristos, Fiul Tău, de a-L face prezent în mijlocul oamenilor, al societății, al vieții de zi cu zi. Tu nu încetezi să ne chemi ucenici care să vestească mereu cuvântul Tău și ne întrebi, așa cum l-ai întrebat pe profetul Isaia, pe cine voi trimite, iar noi vrem să răspundem, iată-mă, trimite-mă pe mine. De noi ai nevoie, de fiecare dintre noi, indiferent de vârstă, statut, pregătire sau ocupație. Tu ai nevoie de fiecare dintre noi pentru că dorești să ne trimiți în mijlocul lumii, în piețe și pe străzi, acolo unde Evanghelia s-a răspândit și se poate răspândi foarte repede, pentru că îi întâlnește direct pe oameni. Dă-ne, Doamne, curajul de a vesti Evanghelia Mântuirii în fiecare zi pe străzile lumii, arătând că suntem trupul Tău mistic, o biserică în ieșire, una care caută, asemenea Fiului Tău, să-i mântuiască și să-i salveze pe toți. Ajută-ne prin harul Duhului Sfânt să-i întâlnim și să le vorbim tuturor celor care nu te cunosc sau care au rătăcit calea, precum și tuturor celor care te caută pe tine, dar care nu mai știu unde să te găsească. Dă-ne, Doamne, încrederea nestrămutată că numai prin menținerea spiritului misionar vom schimba lumea. De aceea îți spunem fiecare, iată-mă, trimite-mă pe mine. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
pricina preasfântului rozariu. Lăudat să fie Iisus Hristos.